Nu a fost o simplă promisiune în campania electorală, ci iată că este o certitudine. 11 drumuri județene din Mehedinți au intrat de astăzi în reabilitare. Vorbim despre drumuri pe care cei care au condus până acum județul le-au lăsat uitării sau chiar le-au uitat cu intenție din dorința de a se răzbuna pe cetățenii care nu i-au ales. Acum lucrurile se schimbă, iar președintele Consiliului Județean dovedește că are cuvânt și că tot ceea ce a promis realizează. Ieri am semnat ordin de începere a lucrurilor de reabilitare a drumurilor județene. Știți că am promis și am discutat cu toți aici, reabilitarea drumurilor județene din județul Mehedinți. Și el a fost început, am semnat ordin de începere a lucrurilor și începând cu astăzi drumul spre Bălbănești, drumul de la Scăpău și 11 drumuri județene vor intra în reabilitare totală. În așa fel încât se poate circula, se va putea circula în condiții optime începând cu luna octombrie pe aceste drumuri, urmând ca anul viitor ce mai rămâne de făcut să continuăm cu ele. Vorbim despre drumuri de maximă importanță și necesitate pentru locuitorii județului, drumuri pe care nu se mai putea circula. Drumul județean 561A, limită județ Doljul-Prișor, Bălăcița, Gvardenița, Bâcleș, Vlădaia, Duna Țiteiului, Plopi, Boceni, Tâmna, intersecție cu DN6, cu o sumă de, o valoare de 1.200.000 de lei, unde se vor efectua reparații asfaltice, covorașe, tratamente. Drumul județean 562A, Gruia, la intersecția cu DJ562, Pătule, Cioroboreni, Vânjuleț, Rogova, Livezile, intersecție cu DJ606B, cu o valoare de 900.000, la fel reparații asfaltice plus covorașe. Drumul județean 563A, Vlădaia, Almăjel, Podugrosu, întreținere cu balast, 80.000. Drumul județean 564, din DN56A, Nicolae Bălcescu, Viașu, Pătule, Dănceu, Jiana, Scăpău, intersecție cu DJ562, unde se vor efectua reparații asfaltice plus covorașe. Valoarea pe acest drum va fi de 1.300.000. Drumul județean 606A, limită județ Dolj, Valea Marcului, Dumbrava, Plopii, Zvorălu, intersecție cu DN6, reparații, întreținere cu balast, dar în condiții încă 1200 de metri cub pe kilometru. Totodată, drumul județean 600B la limita cu județul Dolj, drumul județean 607A din DN6, Cerneț, Valea Copcii, Huznicioara, drumul județean 607B de la Magheru până la Marga vor intra în reabilitare. Drumul județean 670, cel mai afectat din județ, intră și el în reparație odată cu drumul județean 671A de la Corcova până la Bala de Sus și drumul județean 671E spre Izverna. Totodată lucrările continuă la drumul județean 606A între Gogoșu și limita cu județul Dolj. Un proiect foarte mare și foarte important pentru județul Mehedinți, ce leagă Gogoșu, adică sudul județului, cu planul trecerea în Dolj. Și lucrarea a fost deblocată și lucrurile au început practic și cred că în octombrie vor fi finalizate. Astfel, începând de astăzi, coșmarul șoferilor va lua sfârșit. Cel mult până la sfârșitul lunii octombrie, toate aceste drumuri vor fi reabilitate.